Bună seara, stimați telespectatori! A mai trecut o săptămână și s-a întâmplat o minune. Acum o săptămână era iarna, acum este primăvară. În sfârșit a venit primăvară. E un lucru bun. Vom plăti mai puțin la energia termică, ziua se mărește, deci facem economii și de vedere de energie electrică și de ce nu, viața mai ușoară când ai cămașa de corp, blana sau ce mai ai pe tine, cei care n-au, se bucură pentru că îi încălzește mai bine soarele. Stimați telespectatori, în această după-amiază avem ca invitați pe conferențiar doctor inginer Adrian Sachelare de la Universitatea Tehnică, fosta Politehnică Gheorghe Sache. Din Iași. Nu, Universitatea se cheamă. Universitatea Tehnică, da. La noi era Institutul Politehnic Iași. Așa a fost. Așa scrie pe diplomata. Așa și când și am, pe mea la fel. Și când am terminat. Da. Și pe domnul doctor inginer Gheorghe Pleșu, pe a cărui diplomă scrie la fel ca pe a noastră, tot Institutul Politehnic Iași, președinte al Asociației Oamenilor de Afaceri din Iași. Astăzi o să încercăm să discutăm, despre viitorul tinerilor din România. S-au făcut publice o serie întreagă de sondaj. Dacă facem o ierarhie a țărilor părăsite de propria populație, România ocupă un loc fruntaș, locul 2 după Somalia. Bine, înțeles că Somalia are o explicație. Război cumplit. Război cu cele mai sofisticate arme, război unde, eu zic, un război total, la urma urmei. Siria. Cu masacre, cu tot ce poate să cuprindă mai urât un război. Și după care, pe locul 2, cu România. Era o cifră aberantă acolo, 7 milioane, eu nu cred în ea, dar e o cifră relativ oficială. De fapt, ce s-a întâmplat? Dacă luăm perioada din 90 încoace, pentru că la sfârșitul anului 89 mai mult ne-am uitat la televizor, cel puțin unii din noi. Dar o luăm după 90, s-a dărâmat un sistem centralizat de stat, de economie, de tot ce vreți dumneavoastră, un sistem de comandă, care de altfel este cel mai performant din punct de vedere al eficienței economice în special, și democrația costă, domnule profesor, chiar că nu ești de acord cu mine, democrația are costuri, și s-a introdus economia de piață. Și dintr-o dată ne-am trezit ca barca pe valori, fără cârmă, fără vâsle, fără nimic. Ni s-a dat, mulți n-au vrut, o economie, un sistem, un mod de a trăi bazat pe cu totul alte principii care multă lume nu le cunoștea. Nu discutăm de noi trei. Noi discutăm de mare majoritate care nu era la curent cu modul de viață capitalist. Și în felul acesta oamenii s-au apucat să facă ceva. Dorința de a avea, dorința de privatizare a fost întotdeauna imensă la români. Și fiecare s-a apucat, dacă vă ați aminte, barul menții din Turcia, nu? Ba, adusul mașinilor și vândute, bineînțeles, rable, ca și acum, numai că acum cine are bani își cumpără cele mai luxoase mașini posibile, trebuie să apară și la noi o mașină de 1 milion și ceva de euro, cu baterie electrică pe care să scrie Tesla sau nu știu ce să mai scrie. Deja sunt. Deci viața s-a dezvoltat, numai că societatea s-a polarizat, cei săraci sunt mulți, foarte mulți și din ce în ce mai mulți și mai săraci, cei bogați sunt puțini sau din ce în ce mai puțini și din ce în ce mult mai bogați. Deci această polarizare socială va crea într-un final o nouă reașezare, pentru că nu poți, ce vrea cel puțin astăzi Uniunea Europeană, se spune că stăm împreună în aceeași casă, la aceeași masă și el mănâncă friptură de curcan și ăsta la altul, cum se cheamă, labilele din camuită.
de păsări, de înainte. Erau Adidas și... Adidas și... Adidas și, de și noi mâncăm și... Adidas și așa ceva nu se poate. La Gheruțe... Aceste investiții ar trebui puțin discutate. S-a ales calea cea bună, cea proastă și pentru că pe domnul profesor Sachelare, nu l-am văzut de foarte... Am găsit ceva, nu? Sachelare, n-am găsit. Așa, nu l-am văzut de multă vreme. Să începem cu dumneavoastră. Domnul profesor, poftiți. Ce să vă spun? Atunci, la început, după 89, cei care au vrut să înceapă să facă ceva n-au avut nicio cultură din punct de vedere economic, nicio experiență managerială. Au plecat pompieristic, ca să spun așa. Noi nu chiar și așa. S-au aruncat... A spus, am 100 de lei, cumpăr ceva și o vând cu 200. Bun, dar nu poți să faci profit din mutat un lucru dintr-o parte în alta. Plus, valoarea se face pe baza industriei. Așa început, ne place, nu ne place. Trebuie să faci ceva. Da? Da. Să adaugi o muncă, să magazinezi. Trebuie să adaugi muncă, să adaugi fie munca valoare. Fizică, da, care... Fie intelectuală, orice fie fel de intelectual, muncă. Orice fel de muncă. Și fiecare, dacă ar fi făcut ceva în domeniul lui de competență, poate am fi ajuns în altă parte, însă să ne apucăm, noi am fost majoritatea negustori. Am luat de aici și am văzut dincolo. Și exact cred că am rămas la nivelul ăsta. Unii. Nu, în majoritate. Majoritatea, da, dar noi nu. Putem lua și excepțiile. Să fii negustor nu trebuie să ai în sânge. Trebuie să ai în sânge. Trebuie să ai în sânge să știi, da, să fii negustor. Da. Nu. Așa cum a fost, nu cred că a fost ceva bun. Ghiță. Deci la noi, bine, realitatea istorică, cred eu că v-a dus la această situație, fiindcă înainte de, sau după 44, în România s-a distrus elita țării. Și atunci oamenii cei mai deștepți pe care i-au avut România, sau majoritatea, să spunem, au fost închiși în închisorile comuniste, mulți au dispărut și atunci un mod de a gândi care era destul de performant înainte de război, fiindcă România între cele două războaie ajunsese la o dezvoltare destul de bună pentru o țară la nivelul cam ăla ar fi locul care noi trebuie să-l avem în Europa. Cam atunci ajuns... Locul 7-8. Nu era Bucureștiul mic cu Paris? Păi tocmai. Și deci distrugerea asta a făcut ca gândirea capitalistă... Dar n-a fost o distrugere, mă ierți. A fost o eradicare. Adică loc ce poate să fie mai grav de atât? Da. Pur și simplu, una este să te pedepsesc, te mai bat la închisoare, te mai bat în piața publică, da, cu biciul. Acum... Cum să spun, nu au fost toți omorâți, dar din păcate n-au mai putut să producă pentru România. Toți cei care s-au pus în sistemul lui au avut probleme. Da, deci ăsta e marele adevăr. Și atunci... Și acum au probleme care s-au pus în sistemul lui, numai că este o altfel de evoluție. Metodele sunt mai fine, mai sofisticate. Vorba aia, trăim după 50 de ani, mai târziu, cu 50 de ani mai târziu. Dar încă se menține și în momentul ăsta. Ca idee, da. Da. Apropo și de congresul de este păcat. Astăzi. Apropo, nu, mâine este, da, nu, de congresul de astăzi, ai dreptate. Dar nu, asta e tema de discuție, dar apropo de lucrul ăsta, văd că deja, că, apropo de manipulare și de lupta politică, dintr-un congres a unui partid, opozanții, cei care sunt de partea cealaltă, spun, da, ești distruși, ești terminat, sunt la pământ, PNL-ul a ajuns, sau alt, nu PNL, un alt partid, e mai mare și ăsta e al doilea și eu să fie al treilea. E un fel de manipulare cumplită, pentru că de parte nu ăsta e adevărul. Se pot găsi tot soiul de mijloace, dar alea trebuie să găsi cu mintea, cu înțelepciunea, cu tot ce vrei de a te lupta în politică. Dar a arunca cu noroi asupra celălalt și tu care faci această murdărie, spui, uite ce curat sunt eu,
Păi nu mă, frate, tu care arunci cu un noroi, ești de 1000 de ori mai murdar decât în ăla în care arunci noroiul. E tot consecința anilor după 44. Nu, ca dovadă că nici... Nu, dar s-a pierdut modul corect de a face politică. Politica trebuie să vii, să prezinți varianta ta care să atragă pe calea pe care o propui cât mai mulți aderenți. Nu să faci propagandă că ăla... Bine, partea proastă, rezultatul total, aproape după 30 de ani, este că noi tot mergem tot mai jos. Asta e marea durerii. Cifrele arată cu toate că partidele... Da, problema e cum s-au realizat cifrele. Bun, cifrele, în momentul când avem o economie care nu producem, în primul rând, pentru România, deci atunci creșterea asta economică nu prea ne încălzește. Noi am mai discutat treaba asta și nu se reflectă în buzunarele oamenilor. În momentul când vinzi terenurile, când aproape jumătate din avuția țării este în mâinile altora... Aproape vândută. Atunci... Când ai să vezi că nu poți produsele că... de calitate ecologice după pământ românesc se duc la export și tu vii cu produse industrializate din alte țări la prețuri de 10 ori... De proastă calitate și la prețuri de 10 ori, atunci o să ne vină nouă să dăm cu capul de masă, asta o să spargem. Dar tu, eu... Alții ca noi vorbim de ani de zile de treaba asta. Pământul nu trebuia să se vândă. Păi, aici e chestiunea. Deci noi n-am avut niște oameni pregătiți ca după 89, când partea proastă e că și Ceaușescu nu a vrut să întâmple lucrul ăsta. Și la noi trecerea a fost mult mai bruscă. Deci ne-am trezit într-o secundă din comunism. Iar el devine capitalist. Ei, asta partea proastă că și în minte trebuia să se schimbe lucrul ăsta, să trecem a, de la... Vrei să spui că a greșit când a făcut niște cursuri cu vreo 10 ani în urmă, nu? Nu, dar ai măcar... Ai copii să vă învăț cum să treceți la... Nu, măcar în celelalte țări a fost o perioadă de pregătire la nemți, au fost lupte, oamenii au avut timp să înceapă să gândească măcar. La noi nu s-a pus problema, deci până nu... L-a fost dat jos Ceaușescu, nu s-a putut discuta de capitalism. Pe când Polonia avea o tradiție, ungurii aveau și ei, cehii, nu mai vorbesc, ei tot timpul au fost legați foarte mult de Occident. Umbilical de Germania, da? Da, și atunci aveau toți știința asta și încă exista o reminiscență de capitalism, toate că și ei fuseseră sub comunism. Și atunci au putut și crea... Și în România a existat forme de proprietate privată sau cooperatistă. Da, dar foarte anemici și care nu li s-au permis să... Acumularea de capital, da. Nu, și piața să funcționeze, că piața e cea mai importantă. Bun, piața era liberă. În România, timpul comunismului? Absolut, te duceai la piață cu ce Piața, nu piața aia că cumpărăm produs agricol. Păi, piața din... Oamenii crezi că interesează piața de mașini de bărberit? Nu, dar vorbim de piața unde se fac toate schimburile. Deci eu la asta, piața care dă esența capitalismului. Era atributul statului prin firmele de comerț exterior în principal și cu specialiștii pe export din fiecare întreprindere în parte. Era o chestie mai complicată. Centrali, cum era da, atunci. Păi nu așa au apărut primii bogați. A luat mapa din dulap, de la... Da, păi și-au toți ăștia care au ajuns cei mai mari bogătași ai România și-au... Deci până ieri era România și de a doua zi a apărut Coposul din deal. Păunescu sau Esa. Sau Voiculescu. Sau. Da, deci... Astea... Sau Catarame. Altfel, cum să spun, că m-am uitat la toți oamenii ăștia, n-am văzut niște super dotați, super inteligenți. Erau oameni disciplinați, oameni bine instruiți, oameni vorbitori de limbă, deci aveau niște calități. Bun, dar per total, dacă oamenii făceau performanță, deci ei au primit un capital. Dacă capitalul ăsta reușeau să-l înmulțească, în România s-ar fi trăit bine, mai ales că Ceaușescu ne-a lăsat și fără datorii. Și atunci țara, dacă făcea trecerea... Acum spui că a fost un lucru bun, că zeci de ani am auzit că a fost un lucru rău.
A fost rău pentru noi că am făcut un efort să plătim datoriile în timp foarte scurt. Ne-a lăsat curați. Și când ne-a ținut și în frig și fără mâncare, dar a fost bun pentru țară. Hai să facem o precizare aici. Pentru o economie de piață, economie capitalistă, a nu avea datorii este o greșeală. Pentru că există acest sistem financiar, acest sistem bancar, care are capitalul, tu iei capitalul în niște condiții, nu cum se dă la noi. Cum se dă în Franța, în Anglia, în alte țări. La noi e altceva. La noi e pentru distrugere, nu pentru dezvoltare. Credit pentru distrugere, nu pentru dezvoltare. Poate datorită faptului că Ceaușescu a încălcat niște reguli, el plătind datoria. Nici o țară nu a făcut prostia asta. Ei, da. Plătind datoria, nu mai știu un lucru. Era, deci, devenise demonstrat, adică... România devenise ca o bancă. Aia a fost problema. Și cine, unde e mălaiul cel mai mare? La bănci. N-ai văzut ce profit au ținut anul trecut? Și în ce rit crește? Că și aici e foarte... Să crești cu 30% de la un an la altul, rata profitului, este extraordinar. Tot băncile au investițiile cele mai mari de portofoliu. Păi dacă stăm și ne gândim. Le au. Că au de unde? Le au pentru că statul român... Dar nu e vorba de la noi, e vorba și din de sistemul părți. Bancar internațional. Bine, vorbește în general. Da, și de ce spunea domnul profesor? Dacă cum am trecut repede de la comunism la capitalism, hai să ne uităm la Germania. Da? Germania care a fost divizată în două de un sistem economic. Cei din Est și acum încă mai au probleme, da? Dar este vorba de același popor, da? Cu aceeași tare genetică, pe care un sistem a împărțit-o în două. Da. Deci ei, practic, în afară de îndobitocirea de masă dată de socialism, ei au fost aceiași oameni, la fel de muncitori. Au primit altă educație. Și altă educație. Și acum încă le este greu. Și nu o să fie, adică încă le mai trebuie ca cei din Est să fie la fel ca cei celor din Est să scapă. Ei au făcut, iar per total, Germania a trecut foarte frumos de perioada asta. Dar sigur că mai sunt cetățeni care încă nu se simt. Deci trecerea asta de la un sistem economic la altul produce traumii până la urmă. Deci oamenii trebuie să pregătiți. Nu se poate face chestia asta așa la întâmplare. Deci, aici e problema, că cei care au luat puterea... Dar nu s-a produs la întâmplare. Doar. Pun niște scenarii foarte bine dirijate. Da, dar scenariile nu au fost pentru România. Să devalorizeze leu 1 la 10.000 înseamnă că tot capitalul din România, indiferent cât de mare a fost, din el, din 10.000, care ce este din miliarde, să spunem, cine conducea țara? Iliescu, nu? Nu știu, eu nu păi dăm nume de persoană. Cine, cum putea să facă cineva ceea ce spuneți dumneavoastră? A venit din afară, adică vorbim de un stat paralel. Hai să discutăm. Deci, ascultă, că știi foarte bine. Sunt diferite scenarii care le poți pune în viață și ca să creezi acest haos. Scoaterea unei mase monetare imense prin darea părților sociale pe o piață dusă lipsită de marfă. La ce duce, domnule profesor? Da, corect. La da, inflație. Dar cine a impus treaba asta? Păi nu știu. Aici e problema. Nu știu. Păi... nu știu. Tu crezi că aia care purtau banderolă de români erau români? Acum, ultima veste care a dat-o Vlad, care a spus, domnule, nu a fost niciun fel de terorist. Dar nu mai are importanță. Fii sigur că n-a fost niciun fel de terorist. Păi tocmai și atunci... Erau zvonuri care să țină populația amorțită. Da. Ca și acum. Nu, ca să ziua sub tensiunică. Ba cu codul roșu, ba cu codul negru, ba galben, ba aia. Dai populație subiecte de discuție. Noroc, mi-au avut inspirație. Am vrut să mă duc la București. Deci vă spun că am zis, domnule, dacă România are nevoie, mă duc. Dar eu am avut inspirație, o să înțeleg lucrurile altfel decât și au spus, stai liniște, vola aici, cheile că am nevoie de... Nu spunea domnul ăla frumos pe televizia în română, pe Valea Siretului sunt elicoptere. Da. Stați în casă, nu deschideți geamul, luați-vă apă de rezervă, că vine...
Deci, oamenii trebuiau pregătiți. S-au făcut niște greșeli esențiale. Prima a lui Roman, care a spus industria un morman de... Nu, asta cred că a determinat. Și încă am mai spus ceva. Tocmai acum vin de la un spital și femeile de serviciu, îngrijătoarele, au ales un director că dacă îi făcea dosar de cadre nu era mai bun decât ăla care a ieșit. Da, și atunci s-a distrus. Nu, asta a economia noastră. Deci șeful bețivilor dintr-o firmă era pus de bețivii șef și era pus șeful șefilor, da? Da, deci o pătrund, să spunem, într-o formă forțată politica în economic. Deci, în niște firme care aveau un anumit potențial, fiindcă România exporta în momentul ăla. Ce potențial să ai când din, din 10.000 tu faci 1? Ce potențial să mai ai? Tot a zburat. Bun, deci atunci încă nu zburasă, dar noi ne-am apucat... Sau ce potențial ai când vinzi BCR-ul cu 2 milioane jumate de euro? Dacă luăm toate filialele din țară. Nu, eu cred că e mai important ce spunea domnul profesor Sachelari, faptul că aveam firme care produceau. Ălea sunt importante. Un BCR l-ai dat odată, s-a pierdut. Dar o firmă care produce, aduce tot timpul o plus valoare, aduce un câștig. O economie fără un sistem bancar nu poate funcționa. Desigur. Sistemul bancar este sângele care transportă tot ce intră bun și îl duce unde trebuie. Și pentru că vorbeam de sânge, haideți să dăm puțină publicitate, pauză. Bună seara, stimați telespectatori! Traian Dobre și cu invitații săi, doctor inginer Gheorghe Pleșu, președinte al Asociației Oamenilor de Afaceri din Iași și conferențiar al universitarul doctor inginer Adrian Sachelarie de la Universitatea Tehnică, Facultatea de Mecanică, omul care l-a învățat carte nu numai pe feciorul meu, ci și pe mulți, mulți, câte generații? Care eu crea nouă variantă. Câte de aro. M-am străduit. Da, discutăm despre tine și viitorul lor și ne-am luat-o în lături. Ne-am dus pe altceva. Păi, nu tineri ești vinovat. Ne-am dus pe arătură și noi. Da. Deci, tinerii nu ești vinovat. Ei... Haideți să vorbim despre tineri. Ne place sau nu ne place... Investiția în tineri cred că este cea mai mare investiție și cea mai profitabilă. Numai că tragedia este că noi investim în tineri și ei își redau cheltuiala înmagazinată în ei, o dau la alte țări care o duc bine și noi o ducem prost. E o mare problemă. Domn profesor, dați-ne o umilă părere, pentru că noi suntem trecători, pietrele rămân. De ce pleacă? Da? Deci, în primul rând, pleacă pentru că găsesc o stabilitate în altă parte. Deși românul, prin tradiție, se întoarce acasă. Spre deosebire de alte... La mormântul bunicii. Copacul din fondul grădinii. De alte popoare, noi avem sentimentul ăsta de acasă. Da? Americanul, de exemplu, se poate muta dintr-o parte în alta și a luat o valijoară, a plecat, deci se adaptează foarte ușor. Așa este el prin cultură, el prin după tradiție. Job. După job, da? Mai bine zis după bani. Noi suntem mai înrădăcinați. În condițiile astea, un tânăr care pleacă, nu pleacă de bine ce găsește acasă, da? Pleacă undeva unde găsește un sistem medical care să fie sistem medical, în care să-și... Domnul să vă contrazic. Unii pleacă și de bine. Spuțin, că îi prea bine acasă. Da. Se duc, da. Vor să experimenteze... Vor să-i cheltuiască bani acolo. Da, e foarte corect și chestia asta. Se duc unde au autostrăzi, unde pot să se deplaseze civilizat dintr-un loc în altul. Nu, se duc în Germania, că acolo nu-i limită de viteză pe autostradă. Încă au mai rămas câteva tronsoane unde se poate circula. Și vedeți seama, alea sunt căutate. Dar sunt puține. Da. În general, viteza puține, în Europa puține, este de 130 de km pe oră. Și numai unde nu sunt limitări. Germania este singura
țară din Europa unde încă mai poți să-ți verifici mașina și ce știe să facă. Chiar astăzi discutam cu studenții mei despre posesorii de mașini foarte puternice, că se duc special pe anumite tronsoane din Germania ca să își consume adrenalina. La 400 de kilometri și la 4000 de cai. Da, dar e teoria riscului asumată. Da, aripile și gata. Și asta este... Păi este viteza avionului la aterizare e cam în jur de 400 de kilometri la oră. Și la decolare e cam la fel. Depinde. De tonaj, depinde. Depinde. Da, cu ce am zburat eu cu Antonovurile... Alea erau mai puține. Mai după puțin. Aia cu ATR-ul, da. După aia cu cărăbușa englezești unde te urcai pe aripă. Ce frumoase. Da, și de ce îi pleacă pentru o stabilitate? Da? Să pleacă în țări unde copiii știu că o să aibă parte de o educație altfel. Nu că la noi n-ar fi bună. Da, noi de ce ne trimitem copiii în străinătate? La studii? Unii. Au prea mulți bani. Numai de asta. După din snobism unii. Sau după ce au terminat. Din snobism unii. După ce au terminat, copiii ăia sigur au un loc de muncă foarte bine plătit. Tot din slugărnicie. Și atunci? Tot din slugărnicie. Da, asta este tristul adevăr. Bun, copiii ăia sunt finanțați din munca noastră de zi cu zi. Asta așa este. Da, dar statul trebuie să facă lucrul ăsta, nu copiii. Adică nu copii. Ei ca patrioți, adică să da, fie copilul. Da, nici tu să fie atât de larg încât să dai voie în piața muncii liber să vie să selecteze cei mai inteligenți copii. E un lucru foarte bun. Chiar din clasa 9, 10, 11, îi ia după aia și canalizează, ia la ei și canalizează într-un domeniu îngust, îi aduce la perfecțiune. Când ajungi la momentul ăsta de perfecțiune, un an, 2, 3, 5, dai max în randament, după aia ai plecat, iar tu ai devenit dintr-un om foarte valoros și te considerai că ești un zeu, ai devenit un nimic, pentru că ești rupt de cultură tehnică, de cultură generală și pur și simplu ai fost specializat pe inteligența ta pe un domeniu îngust unde a realizat maxim de productivitate. Devii un roboțel mic. Devii un roboțel mic. Devii un roboțel mic, auzi ce spune profesorul. Un om deștept niciodată. Dar nu le-a după ce termină facultatea, pui-le. Eu îi spun de omul care le-a și să folosește inteligența și este canalizat pe drumul îngust. Eu asta am spus. Tocmai pentru a avea maxim de profit. Nu îi preiau așa, eu nu am... Ei nu. Ei vin și iau la terminarea liceului. Iau și le plătesc acolo. Sau le închei contracte de bani care îi dă și după aia îi dă prin muncă și așa mai departe. Bine, trebuie să existe alternativă, că până la urmă e piață liberă. Dar tu, România, ce alternativă? Păi asta e. România de ce nu oferă alternativă? Asta e problema. Haideți să ne gândim și altfel, nu? Fabrica Delphi de la Caransebeș, da? S-a închis din lipsă de forță de muncă. Deci dita mai e fabrica, da? Da. Și de bine de rău, așa concert, cu, da? Cu eu toată am, evaziunea fiscală care o făcea, tot eu, mai lăsa ceva în România. Eu am colegi care caută oameni să muncească și nu găsesc. Numai să ba facă. Da, ba da, găsești câțiva pe țivani. Nu vin. De găsești câțiva. Da, poate nici... Și după aia trebuie să închizi ochii toată pleacă, ziua... Da? Ca să nu-i dai afară. Să nu-i dai afară. Și dacă ferească Dumnezeu moare unul, intri la pușcărie. Da, la ora actuală, deci asta se întâmplă în România. Dar durerea mare e că se simte chiar la studenții actuale. Deci majoritatea doresc să meargă în străinătate. Și eu nu pot să înțeleg de ce, fiindcă dacă aș mai fi odată tânăr, România dă posibilitatea. Bine, să faci performanță, dar dacă când o construiești tu de la zero, cam asta ar fi ideea. Lumea vrea sisteme în care doar să te integrezi, să-ți găsești locul, fiindcă e mai ușor.
Adevărat, e o muncă întreagă și asta încerc să găsesc la unii studenți, capacitatea asta antreprenorială, adică să pornească o afacere și să o ducă de la zero și să ajungă la performanță, eu le propun măcar ca Bill Gates, dacă nu se poate mai mult. E o încercare, doar 10% din noi dacă reușesc, după părerea mea, iar restul cheltuie banii. Cheltui banii, trebuie să-i pregătim să nu-i cheltui. Sigur că în America se spune că nu ești om de afaceri până nu o dai în faliment. Sau de trei ori, dacă se poate și o iei la capăt, da? Apropo, nu vreau să spun trei ori de acum... Deja e mult. Da, sistemul de franșiză, nu? Iau deja ceva, un sistem care funcționează, care s-a dovedit că este viabil și îl adaptează la piața. Sunt alții care s-au dat cu capul de pereți și atunci au găsit o soluție care merge. Și atunci cum te-ai chinuit să descoperi roata. Partea proastă este că majoritatea nu pentru producție. Pe mine, pe noi ne-ar interesa ceva pe construcții de mașini să apară francize, dar nu prea apar astea. Aici încă n-am văzut o franciză că poate m-aș fi luat și eu. Dar ideea este că un om bine pregătit, un student și un inginer, că până la urmă este cel care produce în societate, poate să facă... Inginerilor. Știți că a fost o perioadă când jos ingineri, jos economiști. Era numai sus economiști, acum sus juriști, sus economiști, mai așa, și inginerii vin din urmă așa, așa că fără inginer nu poți face producție. Bine, foarte proastă că nu o să dea pensii de astea speciale la ingineri. Da, de ce? Luptăm, de ce? De ce? Ei poate să fac pensii speciale. Că n-au pensii speciale. Băi, astea-s la magistrați, la alții, deci pentru ingineri nu se... Inginerul trebuie să muncească. Dar inginerul, ca antreprenor, poate... Cum crezi că slugile își ascultă stăpânii? Fie cu biciu, fie dându-le cei mai buni. Sunt dur, n-am ce face. Dar hai să trecem la o treabă reală, mai caldă. Nu cred. Citeam într-o revistă economică că mulți tineri, absolvenți în străinătate, au început să parieze pe România. Adică să parieze în sensul să vină acasă, că acasă e mai bine. Da, am auzit și eu. Chiar am discutat ieri cu un coleg care e fratele în Anglia, mi merge bine afacerea, dar vrea să întorc. Sunt el că nu mai e. Și mulți au început să blocheze și vestul, fiindcă este o formă, încă nu e declanșat o criză, dar lumea nu stă foarte bine la momentul ăsta. Se caută modul în care va evolua în viitor și atunci se simte că în Occident nu mai sunt atâtea posibilități cât erau mai de mult. Deocamdată este epoca dreptei, pentru că dreapta spune fără emigranți, dreapta spune ce a nostru nu mai e nostru și așa mai departe. Și cum a început să fie atacate aceste lucruri, a băștinașilor, ca să le spunem așa, dacă la austrieci le putem spune băștinași austrieci, nu cred că e corect ce spun eu, dar folosesc în forma asta, așa, nu le convine și atunci câștigă dreapta. Nu spun de vecinii noștri de la vest, primii vecini care ne iubesc foarte tare și la fel, fără emigranți, cu garduri cât mai înalte, cât mai late, cât mai lungi. Da. Păi bine, acum trebuie să recunoaștem că totuși fenomenul ăsta de emigrare a dus la o prăbușire a Europei. E foarte dificil să primești atâția oameni. Oameni care... Cine le-a generat acest exod? Păi hai să fim corecți, hai să spunem, informăm populația asta cum trebuie. Păi războiul din Siria, în primul cine rând. Cine l-a provocat războiul din Siria? Păi, nu europeni, nici într-un caz. Bun, dar cine l-a provocat? Păi, atunci să se ducă imigrații la cine a provocat războiul din Europa. Păi asta e America e mai departe și atunci vin unde e mai, le vine la îndemână. Dar ideea este că e foarte bine dacă oamenii se întorc acasă și asta ar fi un semnal nemaipomenit pentru România. Ce spuneți, o șansă fantastică. Gena de a sta acasă.
Da, fiindcă într-adevăr avem o țară nemaipomenită. Chiar astăzi și pe Facebook cineva spunea chestiunea asta. E nemaipomenită, dar toate sunt date de natură. Realizări ale oamenilor nu prea sunt. Asta e, suntem noi prea critici, domnule profesor, pentru că totuși realizări sunt. Că avem o presă care toată ziua ne îndoctrinează numai cu crime, violuri, cu tot ce e rău în societate. Bun, eu nu mă refer că pâine și circ, nu? Poftim? Pâine și circ. Deci asta e. Dar realizări denaturare, sunt. Denaturare sunt față de invenții, sunt oameni care muncesc din greu. Sunt institute de cercetare care funcționează. Autostrăzi, dacă îmi spuneați de autostrăzi, deodată... Ah, v-a promis Sorina, cum îi cheamă Sorina? Comisarul pentru Corina, cred. Corina, v-a promis mai bine că scoteam în 2020 decât să facem praf mineritul. În 2020 o să înceapă de la Ungheni. Îi scoteam din beci și îi puneam la săpata afară. Dacă din 89 se pornea era, cu forță proprie până acum, cu cât asta. Minere erau în România, construiam autostrăzi. Alții știu să facă. Da. Te duci, aceste te duci. Autostrăzi se concesionează prin licitații dictată numai la firme străine. Dar deocamdată nu au concesionat la nicio firmă. Asta degeaba. E marea problemă. Vin chinezii, vin chinezii și ne roagă. Dați-mi, domnule, da, vă construim. Dacă ordinul spune, nu dați la chinezi. Apropo de ce spuneați dumneavoastră cu întoarcerea acasă, se întorc cei care au apucat să facă un cheag, să strângă niște bănuți, să-i pună deoparte și pentru care bătrânețile vor fi mai molcuțe și mai fericite, mai blânde în România, pentru că ei au câștigat la nivel de Occident, ce au realizat și cheltuie la nivel de România. Încă se mai poate chestia asta. Și au plătit asigurările medicale dincolo, le păstrează acolo în caz de Doamne ferește și primesc pensie de la statul ăla. De exemplu, Germania a dat celor care au revenit etnicilor germani care au venit în Germania, pensionari fiind, le-au dat echivalentul pensiei la ce au lucrat ei în România. Da. Și oameni care, oameni care au fost foarte mulțumiți pe tema asta. Da. Și de asta tineri, să zicem așa, sub 50, nu prea i-am văzut să se întoarcă. Da, hai să discutăm puțin despre oportunitățile oferite de piața reală a forței de muncă și sistemul educațional. Tot, domn profesor, îl lăsăm pe el, că l-am ținut pătușa o bucată de vreme. Da. Sistemul educațional, cum să spun? Dacă are legătură cu industria, atunci formează oameni exact pentru ceea ce are nevoie industria. Nu, deja se face. Pentru că noi avem colaborări cu mari angajatori, cel puțin din zona noastră, da? Și cu care discutăm. Uite, am nevoie de oameni care să știe să facă asta, asta, asta și asta. Și atunci îi pregătim inclusiv pe ceea ce au nevoie. Dar nu tot ce înseamnă învățământ creează absolvenți pe această direcție. Eu vă spun cei pe care îi formăm la noi la facultate, pe domeniul în care activez eu. Acum, de fapt, chiar la facultate, da? Este cerință de mecatroniști, ca să zicem așa, da? Pentru că sunt o grămadă de sisteme robotizate. Sunt eu cerință de inginer pe domeniul auto, indiferent de că merg la partea de concepție. Da? Noi avem programe de învățământ în colaborare cu Renault Tehnologii Românii. Da? Și atunci ei ne spun, uite, de asta avem nevoie. Și atunci îi creăm pentru nevoile pieței. De aia ceea ce facem noi la facultate, că e inginerie mecanică, că e inginerie autovehicule, că e mecatronică și robotică, noi nu dovedim să scoatem câți absolvenți avem cerere pe piața muncii. Da, asta mulțumesc. Este. Mai sunt
vreo 5 minute. Împărțiți-i pe, din două. Ce ar putea să facă societatea românească ca să-și oprească copiii acasă? Societatea mai puțin, statul român, pentru că până face societatea, totul se face prin intermediul statului. Și atunci acolo trebuie să apară, în primul rând, să creeze cât mai multe posibilități tinerilor de a rămâne în România. Pentru ce pleacă tinerii, în general, datorită faptului că nu pot cumpăra o casă. Dacă în momentul când faci performanță, majoritatea pot să-și găsească, să spunem, un loc unde să facă meseria cu plăcere, dar nu sunt stare să-și cumpere casă. Dacă la nivelul României, pentru cei valoroși, spunem, cei care termină facultatea cu peste 9, li s-ar da imediat casă, vă spun că în România s-ar învăța fantastic, iar România ar deveni performantă, da. De, nu mai putem să ne oprim. O idee excepțională. Domn profesor Adrian Sacchi. Dacă le ofer stabilitate, în toate punctele de vedere rămân. Dar cât timp ei, sau unii dintre ei, după ce au terminat o facultate, au intrat într-un serviciu, încă se duc și mai au nevoie de bani de la tata și de la mama, nu-i corect. De exemplu, în sistemul nostru de învățământ deocamdată, dacă faci numai învățământ, nu poți să ții o familie, nu poți să ții să ai soție, să ții o casă și cu toate cheltuielile care sunt, pentru că degeaba au fost creșteri salariale dacă au crescut toate celelalte în cascadă. Da, deci ai stabilitate, domnule. Ai făcut. Nu ai, nu faci. Mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc, domnule conferențiar universitar dr. Adrian Sachelarie. Mulțumesc, domnule dr. inginer Gheorghe Pleșu. Vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru răbdarea de a ne asculta. Și ca de obicei, vă doresc multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și vreau să vă spun un lucru de care să fiți convins 100%. Eu pariez pe România. Cred că și interlocutorii mei gândesc la fel. Au dat din cap, deci îmi aprobă această idee. Și nu rămâne decât încă o dată să vă mulțumesc și să vă aduc aminte. Nu uitați, nu mor cai că vor câine. O seară bună!